se simte bine, e la spital. Rămâne internat? Da, da, e la spital. Anunțul a fost făcut chiar de soția lui Ioana pe contul ei de Facebook. Pentru că fostului primar al capitalei era rău, Ioana l-a dus pe acesta la spitalul Elias, acolo unde a fost internat la secția de neurologie. Lui Viorel Isi s-a făcut un RMN, iar medicii au decis că el să mai rămână internat în unitatea medicală pentru a fi supravegheată starea de sănătate. La începutul anului trecut, lui Viorel Isi au fost descoperite mai multe leziuni pe creier.